Bună! Bine ați venit pe canalul meu, Dr. Croșet. Dacă te afli aici, înseamnă că ți-am atras atenția, deci haideți să realizăm împreună un nou proiect croșetat în care să putem picura un strop de dragoste. Nu uita să te abonezi, să dai click pe clopoțel, să fii primul care află noutățile și spor la lucru să avem! Facem astăzi, luăm măsuri și lucrăm. Da? O hăinuță pentru tine? Hai! Hai sus! 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 Așa! Hai sus! Sus! Bună, dragii mei! El este Charlie, animăluțul nostru de companie. Un alintat, da? Pentru care astăzi vom lucra împreună o hăinuță. Vreau să vă arăt, fiindcă tot îl am aici lângă mine, să luați măsurile pentru animăluțul dumneavoastră de companie ca să vă iasă cât mai corect hăinuța. Vom măsura circumferința aici la gât. Da? Charlie are 38. Stai un pic, Charlie. Notez aici 38 de centimetri. Da? Luăm aici bustul. Da? Fiindcă trebuie să înmulțim și să ajungem și la circumferința bustului să se așeze frumos. Charlie are 55. Notăm. Da? Și lungimea. Da? Un pic, Charlie. Nu vreau să te așez. Sus, 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 alintatule, sus. Ia, ia. Așa, 40. Bun. Și acum, fiindcă am luat măsurile, o să trecem la lucru, o să vă prezint materialele pe care eu le-am folosit și, cum îmi place mie să spun, spor să avem! Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit! După cum ați văzut și în micuța prezentare, da, unde eram împreună cu Charlie, astăzi vom lucra împreună o frumoasă hăinuță pentru patrupedul nostru, în cazul meu, pentru Charlie. Charlie este de talie medie, are cam 10 kg și măsurătorile, după cum ați văzut, le-am luat în prezentare, în prima prezentare, deci conform acelor măsuri eu voi realiza această minunată hăinuță, da? Foarte, foarte frumoasă de altfel, mie îmi place foarte mult ce a ieșit, este foarte ușor de îmbrăcat, da? Nu îl chinuim deloc, chiar aș spune, am realizat cu acest minunat fir, este ușor catifelat, să știți, antiscămoșare, este un fir foarte, foarte plăcut la atingere, este alize coton gold, da, eu îl voi lucra cu o croșetă de 3 și pentru partea cu blăniță, dacă aveți acest fir, după cum vedeți, se prezintă foarte, foarte bine. Imediat. Așa. Este acest fir alize veluto, se numește. În schimb, la acesta eu am lucrat cu o croșetă de 4, fiindcă este un fir mai gros, da, și aici am lucrat pasul racului, în rest doar piciorușe duble. O să vedeți că este foarte simplu, vă voi explica pas cu pas, da, în minutele următoare și haideți să avem spor la lucru. Vom monta 18 ochiuri de lanț. Facem un prim ochi, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dăm după croșetă și lucrăm o rând de piciorușe duble. Ne ducem 1, 2, 3 și ne ducem în ochiul 4 și începem și lucrăm. Da? În fiecare ochi câte un picioruș. Dublu. Vom face o bandă cât avem circumferința, da? După ce măsurați și dumneavoastră pentru patrupedul pentru care doriți sau pentru pisicuță, lucrați tot atâția centimetri de bentiță. Eu voi face o bentiță tip elastic, da? Va fi ușor elastică. Vom lucra câți centimetri sunt nevoie. Da? Uitați. Deci am lucrat un rând de piciorușe duble. Ridicăm trei ochiuri de lanț. Ne întoarcem, da? Acestea aici țin loc de picioruș dublu și mă duc din ochiul 2 și lucrez, da? Dar agățând firul din partea exterioară, da? Deci numai așa vom lucra bentița, agățând firul din partea exterioară, un singur fir. Fiindcă nouă firul care ne rămâne aici se vede în evidență, îi dă o ținută foarte frumoasă și are textură elastică. Voi lucra bentița de câți centimetri este nevoie. Charlie are 38 la gât circumferința. Voi lucra 38 de centimetri. Voi uni într-un cerc și astfel realizăm bentița la hăinuță. Foarte, foarte simplu, să știți. Cu câte ochiuri porniți bentița, ideal este să numărați, să aveți aceleași ochiuri, da? Deci, haideți să număr eu în cazul meu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, da? 1, 2, 3, întorc lucrul și la fel, nu din primul, mă duc în al doilea, dar agățând firul din partea exterioară, da? O să vedeți că nu este greu, este simplu, simplă de realizat și mi-a plăcut că la acest model, ce mi-a plăcut cel mai mult este că putem adapta foarte, foarte ușor pentru orice mărime. Da? Și astfel putem realiza, chiar m-a întrebat cineva, dacă se poate și pentru pisicuță. Desigur, cu măsurile necesare. Trei măsuri, ați văzut, nu e complicat. Da, și așa realizați toată bentița. Uitați, îi dă ușor tentă de elastic, da? Rândul meu rămâne frumos în relief, firul care nu este croșetat și pe o parte și pe cealaltă, da? Voi lucra 38 de centimetri, unesc și pornim în continuare, da, hăinuța. Continuăm. Am finalizat, da? Uitați cât de frumos se vede pe partea asta la altă. Foarte frumos, da? Noi acum vom începe, da? Deci întoarcem lucru pe față, bineînțeles, și vom începe să lucrăm un rând de piciorușe duble, da? Ridicăm 3 ochiuri de lanț, 2, 3, dăm după croșetă, vom lucra aici, vedeți că avem primul rând de rămas în relief, da? Și vom lucra aici în dreptul lui un picioruș dublu. În dreptul următorului rând
vom lucra un picioruș dublu. Voi încerca să introduc prin ochiul de lanț sau prin piciorușul dublu ca să nu-mi rămână mie găuri, da? Când fac acest rând. Așa. Mă duc aici la bază, da? Vedeți? Și introduc și fac un picioruș dublu. Mă duc în dreptul piciorușului dublu și introduc prin el. Da? Și realizez un picioruș dublu. În dreptul rândului, aici, uitați, acesta evidențiat, introduc și un picioruș dublu. Am ajuns aici unde am cele trei ochiuri de lanț. Introduc chiar la mijloc prin ochiul de lanț și fac piciorușul dublu. Da? Uitați, cât de cât rămân un pic spații aici, dar v-am explicat. Dacă încercăm să introducem pe cât posibil prin, da, prin ochi, prin piciorușul dublu, aici, la baza piciorușelor, deci între rânduri, introduc și fac din nou. Da? Aici mă duc la fel, prin piciorușul dublu, introduc și lucrez piciorușul dublu. În dreptul rândului evidențiat, am aici un spațiu unde pot să introduc. Da? Și continuăm astfel și realizăm un rând de piciorușe duble. Am finalizat rândul, uitați. Da? Acum, numărul de ochiuri pe care eu l-am obținut, l-am împărțit la 4. Da? Să pot spori în 4 locuri și să am, da, părți egale. În cazul meu am 17. Deci, ridic 3 ochiuri de lanț. Da? Este primul ochi. Acum mă duc și număr în continuare. Da? 2, 3, 4, 17. Da? Deci am lucrat 17 piciorușe duble. În al 18-lea înmulțesc. 1, 2. Deci am sporit, am lucrat 2 piciorușe duble. Din nou voi lucra 17 piciorușe duble, voi spori. În total eu voi avea 4 sporiri pe acest rând. Da? La următorul, unde am sporit, vom spori din nou și vom lucra astfel 5 rânduri, da, în care noi vom spori. Ia să vedem unde am sporit ultima dată, aici. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da? Și în următorul spori. 1, 2. Și am deja a doua sporire. Așa vom face și la următoarele două. Și uitați, ultima sporire este în ultimul ochi. Da? Sporesc. Am avut norocul de a obține un număr pe care eu am putut să-l împart la 4 și am avut părțile egale. Dacă nu aveți un număr care să se împartă la 4, împărțiți în așa fel încât chiar dacă vă rămâne la una dintre părți, eu știu, un picioruș, două în plus, eu zic că nu este nici o problemă. Încheiem aici în ochiul 3 de lanț, da? Ridicăm 3 ochiuri. Am avut 17 până la prima sporire, acum vom avea 18 și în ochiul 19 facem din nou sporire și tot așa. 18 sporim,
18, sporim, da? Și începem și lucrăm piciorușe duble în fiecare ochi, da? Deci punem la socoteală și cele 3 ochiuri de lanț și înumărăm. Am lucrat 18 piciorușe duble în al 19-lea sporim. 1, 2. Și așa vom continua până la final. Din 18 în 18 sporim. Vom mai avea practic încă 3, da? Și finalizăm și acest rând. Începe și capătă lărgime, da? Hăinuța mea. În ultimul ochi am sporit. Acum voi uni aici în ochiul 3 de lanț cu un picioruș alunecat. Ridicăm 3 ochiuri, da? Și acum, dacă la primul rând am sporit din 17 în 17, la următorul din 18 în 18, la următorul vom spori din 19 în 19, la fel, 4 sporiri, da, nu mai mult, și la următorul rând, la rândul 4 de sporiri, vom spori din 20 în 20. Voi lucra atât eu cât și dumneavoastră următoarele două rânduri cu sporiri și ne vom întâlni atunci. Spor să avem! Să continuăm! Și fiindcă am avantajul că eu am modelul lângă mine, am mai făcut încă un rând, da? Deci, dacă dumneavoastră ați sporit din 2 în 2, din 20 în 20, mai lucrați încă un rând, vă rog, și sporiți din 21 în 21. Și astfel avem 5 rânduri cu sporiri, da? Exceptându-l pe primul pe care noi l-am lucrat aici după bentița noastră. Bun. Acum eu am împărțit, fiindcă vom lucra părțile pe rând. Am dat lucrul în două. Aici am un număr de ochiuri mai mic cu 20 față de ochiurile din față. Da? Deci la partea din față am lăsat 20 de ochiuri mai mult. La partea din spate, aici unde am pus marcări, am lăsat 20 mai puțin. Vă explic așa, ca dumneavoastră, în funcție de ochiurile pe care le aveți, în funcție de mărimea, da, pe care dumneavoastră o faceți, să puteți să vă orientați, să puteți împărți ochiurile. Deci, eu am 20 mai multe. Ochiurile din față le-am dat în două, da, și mi-am pus aici un marker, deci am împărțit la 2. Acum, voi tăia firul. Și voi începe să lucrez o parte. Da? Deci voi lucra, voi lăsa aici partea asta de dedesubt, deci vine chiar dedesubt unde este bustul patrupedului meu. Și încep și lucrez de aici. Haideți că lucrez de aici. Voi scoate markerul, să încep pe față și să lucrez și voi începe piciorușe duble. Introduc 1, 2, 3 ochiuri de lanț, acesta îmi ține mie, acestea îmi țin mie loc de picioruș dublu, introduc și în următorul, da, scot prin două fire și scot prin amândouă. Practic eu aici am făcut, am realizat o scădere, da? Și lucrăm în continuare în fiecare ochi picioruș dublu. Am împărțit în două partea care vine deasupra la hăinuță, da, pe coama patrupedului, ca să mă exprim așa, deoarece vreau să las un spațiu aici, da, pe mijloc, unde dumneavoastră puteți să
puneți lesa și apoi să îmbrăcați hăinuța. Deci, prin acest orificiu, spațiu pe care eu îl voi lăsa de câteva rânduri, dumneavoastră puteți să scoateți lesa și să lesa hamul cățelului, da, și să-l puneți hamul direct pe blăniță, apoi să trageți hăinuța pe patruped, da? Din cauza asta am lăsat eu aici spațiu. Lucrez în continuare, da, în fiecare ochi doar câte un picioruș. Aici voi face doar două scăderi, o să vedeți, da, și apoi voi spori, fiindcă vreau puțin să răscroiesc aici unde vine piciorul lui Charlie. Și dumneavoastră veți face la fel, veți răscroi și în funcție de grosimea piciorului. Eu trebuie să răscroiesc, dar foarte puțin. Din cauza asta am făcut acolo o scădere. Și lucrez până la semn, în fiecare ochi, câte un picioruș dublu. Da? Am lucrat picioruș dublu inclusiv în semnul meu și acum mă întorc. 1, 2, 3, mă întorc și lucrez, da? Nu din primul, ci din al doilea, piciorușe, da? Duble, până, da, până aici unde noi am avut prima scădere. La finalul rândului, aici, uitați, ar fi trebuit să mai lucrez două piciorușe ca să vină aici lucrul drept. Dar fiindcă eu am făcut o scădere de când am început rândul, aici voi lucra doar un singur rând, deci un singur picioruș dublu. Deci lucrez aici și ar fi trebuit să mai lucrez și în ochiul 3 de lanț, dar nu o mai facem, da? Ridicăm 3 ochiuri de lanț, ne întoarcem. Și din nou, nu în primul, în al doilea, picioruș dublu și scoatem prin amândouă și la fel, când ne întoarcem, se va considera a fi aici o scădere. Ne ducem până la semnul nostru, da? Introducem ultimul picioruș, bineînțeles, în ochiul 3 de lanț și vom finaliza rândul. Vom ridica din nou 3 ochiuri de lanț, ne întoarcem și ne vom întâlni aici. Deci, voi lucra acest rând până la semn, inclusiv în ochiul 3, da, să-mi iasă mie drept aici. Ridic 3 ochiuri de lanț, încep din ochiul 2 și mă întorc și ne întâlnim aici. Din nou, aici, vom lucra doar un singur picioruș, da? Nu două. 1, 2, 3. Ne întoarcem și din nou în ochiul 2, da, considerăm și aici că este o scădere. La fel, ne vom duce până la capăt, ne întoarcem, uitați, aici va rămâne spațiul meu pentru a scoate hamul, da, agățătoarea pentru lesă, da, și deci mă duc acum cu rândul și mă întorc. M-am dus, m-am întors, da, sunt aici unde eu am început cu o scădere și din nou lucrez un singur picioruș aici. 3 ochiuri de lanț, da, și repetăm, da? Lucrăm în continuare, în fiecare ochi câte un picioruș, da? Și uitați, începe și se răscroiește un pic. Da? Vine pe diagonală. Aici, în partea asta la altă, lucrul meu este drept. Vedeți? Da. Deci aici se duce un pic pe diagonală și aici este drept. Bun. Mai facem încă o dată, ne ducem, ne întoarcem și apoi ne vom întâlni aici. Da? Ia uitați, dragii mei, așa vine, da? Deci,
vine foarte puțin scăzut, avem 4 scăderi, am scăzut de 4 ori. Acum vom spori, da? Fiindcă vom face, da, o răscroială, un semicerc. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem rândul, nu din primul, din al doilea, lucrăm 2 piciorușe duble. Deci acum sporim. Și în rest lucrăm în fiecare ochi câte un picioruș, da? Ținem cont și lucrăm și aici la final în ochiul 3, ca să ne iasă aici drept, da? Și ne întoarcem și lucrăm toate piciorușele. În fiecare ochi câte un picioruș dublu. Da? Deci, după ce am sporit aici, da, m-am dus cu rândul până la capăt, da? Însă, noi aici trebuie să ne unim și să mergem din nou circular. În acest caz, noi vom lucra, da, și partea asta la altă, exact cum am făcut și aici. Aici, în margină, vom face câte o scădere, un rând da, un rând nu, da, în margină. Vom face 4 scăderi și în momentul când vom avea înmulțirile, când vom începe înmulțirile, da, noi vom uni aici, da, rândul de aici. Dar ca să nu mi se lăbărțeze mie foarte mult aici, eu voi porni chiar din piciorușul deja lucrat, da? Mai apoi, când mă întorc, se va produce spațiul respectiv, va lua naștere spațiul respectiv, fiindcă nu mă unesc, da? 2, 3 și mă duc și lucrez, da? Și de această dată, pe partea asta vom finaliza cu o scădere. Așa. Acum lucrez până la semn. Mai am 3 ochiuri de lanț, da? Și vom face o scădere. Am 3 fire pe croșetă, scot prin 2. Dau după croșetă, introduc în următorul, doar prin 2, am 2 piciorușe dublu reduse și acum voi scoate prin toate 3, deci astfel am realizat o scădere. Dau după croșetă și lucrez piciorușul dublu în semnul meu. Ridic 3 ochiuri de lanț, da? Întorc rândul, da? Deci aici din 2 am 1 acum, deci nu vom lucra în primul. Mă întorc, da? Nu vom lucra în primul, fiindcă cele 3 ochiuri țin loc de picioruș dublu și mă duc și lucrez aici, deasupra, da? Piciorușelor mele, da? Scăzute deja. Uitați. Deci pe această parte așa vom face scăderea. Da? Acum mă duc până la final, da? Și bineînțeles că mă întorc, da? Aici. Mă întorc ca să-mi rămână mie spațiu aici pentru agățătoarea de la ham. Când mă voi întoarce, la fel, voi scădea aici 2 și mă voi prinde de ochiul 3 de lanț ca să fac ultimul picioruș și astfel să închei rândul, da? Dar înainte de a face aici piciorușul dublu și de a încheia rândul, facem aici o scădere, da? 2 piciorușe duble neterminate și le unim și obținem unul singur. Și vom face așa de 4 ori, da? Ia să vedem, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da? Și numai bine când începem sporirile și de o parte și de cealaltă, aici vom uni și vom merge circular cu hăinuța noastră. Haideți să lucrăm și partea asta, da? Ia să vedeți. Vedeți că deja ia formă, după aia vom spori un pic, se face o mică curbură și finalizăm și lucrăm în continuare mai apoi, fără nicio altă modificare, scădere sau sporire, până când obținem lungimea dorită a hăinuței noastre.
Haideți să avem spor în continuare. Deci am finalizat și a doua parte. Uitați, am scăzut frumos, da? Ia uitați, minunat, da? Minunat. Aici, da, avem spațiu unde putem, da, pe unde putem scoate agățătoarea. Eu aici, la prima parte, am sporit aici, la început de rând, am ajuns aici în mijloc, da? Deci am 2, 4, 6, 8 rânduri lucrate cu scăderile aferente, da? Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rânduri. Aici l-am început pe al 9-lea, da? Și continui, bineînțeles, și mă prind de primul ochi de aici, deasupra primului picioruș, da? Prind și firul meu în lucru. O să încerc să-l prind, da? Acum lucrez, lucrăm normal, da? Câte un picioruș dublu în fiecare ochi, da? Ia uitați. Și astfel am unit aici. Bineînțeles că o să prind un pic și cu acu, da? Ca să fie rândul, să aibă continuitate aici, da? Și mă duc și lucrez. Am ajuns la finalul rândului, da? Deci aici aș mai fi lucrat 1, 2 și în ochiul 3 de lanț 3. După cum știți, noi aici mai jos am scăzut, da? Însă acum în ultimul, în penultimul ochi, noi vom spori. Deci lucrez picioruș dublu. Aici sporesc 1. 2 și mă duc în ochiul 3 de lanț. 1. Răsucit un pic, eu sper să reușesc. Da, am reușit. Și astfel am făcut o sporire, am încheiat rândul cu sporire, da, o să mi se formeze aici mie semicerc. Dacă aici am mers cu 4 scăderi, da? Un rând, da? Unul, nu. De această dată, fiindcă eu vreau să sporesc mult mai repede, da? Și să fac eu aici curbura. De ce? Fiindcă vreau să-mi îmbrace mie corpul mult mai mult. Aici am răscroit, fiindcă vine piciorul, da? Dar urmează corpul și eu vreau să fie corpul îmbrăcat, să îmi rămână doar burtica afară, da? Și o să vedeți că nici aceea nu este chiar toată afară, da? Ridicăm 3 ochiuri de lanț, ne întoarcem, nu lucrăm în primul, ci lucrăm în următorul, da? Da? În următorul sporim 1, 2, da? Și mergem în continuare cu un picioruș dublu în fiecare ochi, da? Continuăm așa și ne vom întâlni, da? Aici, unde din nou vom face o sporire. Așa, dragii mei, am ajuns aici la finalul rândului, da? 1, 2, 3 piciorușe ar trebui să mai lucrez ca să închei rândul. Însă, eu aici voi face o sporire acum. 1, 2, mă duc și lucrez în următorul un singur picioruș dublu și în ochiul 3 de lanț, unde o să reușesc, da. Am reușit mai repede de această dată. Ultimul picioruș dublu. 1, 2, 3. Deci avem deja 2 sporiri de când am terminat cu scăderile. Întorc rândul. Da? Nu lucrez în primul, ci în al doilea. Da? În următorul sporesc.
deja avem al treilea rând cu sporiri. Da? Am sporit. Mă duc și lucrez acum în fiecare ochi câte un picioruș. Dublu. Da? Și deja începe și mi se formează mie curbura. Uitați, aici s-a așezat foarte frumos, am prins foarte un pic aici la bază și se vede bine. Da? Avem aici suficient spațiu cât să scoatem prinzătoarea de la hamul, da, patrupedului. Finalizăm aici tot cu o sporire, da? Deci 1 2 3, aici voi spori, da? Și închei cu două piciorușe duble. Da? Ne întoarcem din nou. Vom lucra 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, sporim, ne ducem cu piciorușe duble, da? Și la fel finalizăm și aici. Deci mă duc și mă întorc cu câte o sporire pe margine, la intrare și la ieșire și ne vom întâlni atunci. Am finalizat, dragii mei, și cele 4 sporiri, da? După cum vedeți, mi s-a format mie o curbă, dar ca să îmbrăcăm frumos și mai mult, da, spatele la patruped, eu o să mai fac încă 2 rânduri cu sporiri la intrare și la ieșirea din rând, da? Deci am scăzut de 4 ori un rând a 1, nu, am sporit de 4 ori, dar la fiecare rând, da? Și mă repet, voi mai lucra încă 2 rânduri cu sporiri. Bun, aici la gâtuț am zis că are 38 și eu am 18 și cu 18, 36, deci numai bine cât se întinde, da, mi se așează mie bine aici bentița. Voi mai lucra încă 2 rânduri, după cum v-am zis, aici cu sporiri. Aha, luăm altă croșetă. Scuze. Da, de-abia aștept să o termin. Mi este foarte dragă și culoarea. Nu vreți să știți ce bine îi vine. Chiar îi stă bine cu verde. Ridicăm 3 ochiuri. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem rândul, nu lucrăm în primul ochi, ci în al doilea, un picioruș dublu, ne ducem în următorul, sporim, 1, 2, da? Și apoi lucrez în continuare, câte un picioruș în fiecare ochi, da? Mă duc, finalizez rândul tot cu o sporire, mă întorc, sporesc, finalizez rândul cu o sporire. Deci mai am finalizat sporirile, dragii mei, uitați, da, așa se așează lucrul meu. Bun, să știți că aici panda mea, haideți să o mai măsurăm o dată, are 6 cm, da? Eu o voi da în 2. Chiar merge. Uitați, așa. Da? Măsurile luceale, deci lungimea de la gât până la codiță, până în partea din spate, o are de 40. Da? De 40. Am îndoit aici. După ce am făcut bentița, am sporit, am ajuns aici la diametru dorit. Da? Bun. Am scăzut, am făcut cele 4 scăderi, am sporit, da? În total 6. Și am obținut o lungime la momentul acesta, da? Cu bentița îndoită, da? De, uitați, 23. Până la 40 eu voi lucra, da? Fără să mai sporesc. Eu am obținut aici, haideți că vă spun imediat, ce lățime am obținut eu după ce am sporit, de 31 de centimetri. 31 de centimetri. Numai bine, acest 31 de centimetri mi îmbracă mie spatele foarte bine, să știți, la patrupedul meu. El, având un bust de 55,
Deci rămâne foarte puțin dedesubt, îmi îmbracă spatele foarte bine. Bun. Deci voi lucra de aici încolo până voi obține în total o lungime, da, de aici de sus, de 40 de centimetri. Spor să avem. Și ia să vedem noi. Deci am ajuns la 40. Da? Perfect pentru mărimea, lungimea, da, pe care eu o vreau. Da. Și vom continua, dar în partea a doua a tutorialului, să lucrăm aici partea din față, da, care vine de altfel și îmbracă și bustul, da, la patrupet, după care vom face o bentiță cu care noi vom prinde hăinuța. Ați văzut și în prezentarea tutorialului cât de minunat se așează. Dar ne revedem curând. Eu vă doresc spor până atunci!